Da, așa. Ce avem pe ordinea de zi? Nimic. Pe ordinea de zi nu prea avem. În schimb, pe cea de noapte avem ceva, pentru că vine Revelionul și... Ia, stați așa, stați, că eu chiar vreau să vă întreb, unde e Dalia? E acasă, că în câteva zile trebuie să nască. Gata, a intrat în linie dreaptă și a zis să nu stresăm. Da, foarte bine, foarte bine. Așa, deci, până la urmă, ce urgențe avem? Revelionul, că urmează Revelionul și noi n-am pregătit nimic. Varvaro, am spus urgențe. Ce tot bălmăjești acolo, că parcă ai avea prune în gură, nu înțeleg nimic. Urgențe. A zis Revelion. Cu dinții ai tăi. Hai, pupă, să încetează, că nu putem să nu facem nimic. S-a săturat poporul ăsta de atâta necaz și supărare. Vrea și el ceva să-l bucure și Revelionul înseamnă bucurie. Iar noi trebuie să dăm startul la petreceri. Da, să le arătăm luminița de la capătul tunelului, bă, pupăz. Adică să dăm liber la petreceri, nu? Bă, voi sunteți conștienți că sunteți inconștienți? Adică voi vreți să vedem luminița aia veșnică? Aia de la candelă? Da, mă, pupă, să ce are, măcar o noapte de petrecere, mă, că e Revelionul, să simțim și noi o ultimă petrecere, că nu știi ce-ți mai întâmplă de la anul, măcar acum noaptea de Revelion. Vorba poetului, cum spunea, ultima noapte de dragoste, întâia noapte la Atii. Ia marele nostru scriitor, Barbu Ștefănescu de la Vâlcea. Cine e ăla? Gică Petrescu, taicu. Plus că trebuie să vă gândiți și la tinerii de la Next Generation. Au muncit un an întreg și au tocit coatele pe băncile școlii. Merită și o amărâtă de petrecere de Revelion. Că oricum de Crăciun n-au primit nimic. Păi și ce, e vina mea? Banca Mondială și gașca lor de recuperatori cu gulere albele au luat cadourile. Nu eu. Păi vedeți, ăsta e încă un motiv în plus să le alinăm mâhnirea cu o mică petrecere de Revelion. Dacă, de exemplu, presupunem prin absurd că se întorc cei de la bancă și ne confiscă și Palatul Cotroceni, unde mai ținem noi Revelionul? Ia mai tași cu o bedingură, că nu ne ia nimeni nimic. Deja am plătit o tranșă și următoarea o să fie de-abia la vară. Așa că, uite, trebuie să strângem cureaua. Deci, avem un mare motiv să nu dăm liber la Revelioane și alte petreceri. Hai, mă, pupăză, te rugăm. Gata, da, ședința s-a încheiat. Păi da. Când a început? Că vreau să-i zic și eu despre Revelion, mă. N-am apucat. V-am zis, mă, că nu o să avem niciun succes. Chitroșenia apă nu se face. Nu, mami? Păi de Revelion cu cine vorbim? Bă, eu zic să punem exact acolo candy bar-ul. Lasă naiba dulciurile, că nu suntem bebeluși. Nu. Zi mai bine unde ascundem alcoolul, că sigur nu o să ne lase cu alcool la vedere. Cum adică unde l-ascundem? În sticle de suc. Degeaba am făcut școala de șmecherii și de politici? Da, bun. Și DJ-ul? Unde-l punem? Ce DJ, mă? E Revelion, nu e petrecere sătească. O aducem pe DJ Hara. Aia cu... Păi. E clar. O să fie Revelionul băloșilor. Băi, nu știu, pe mine mă lasă rece personajul, nu mă... Dar dacă vreți trupă live, știu niște băieți cu formație pe care aș putea să-i chem. Da, normal, scăpăm și de DJ. Deci, eu nu văd niciun motiv ca să ții Revelionul ăsta. De ce, mă? Criză financiară, criză sanitară, ba, mai avem parte și de câteva crize de nervi. Pe motive amoroase și hormonale. Deci, totul e o criză. Ei, da, mă, la el știe el nebunul. Hai să spun eu cum e cu crizele astea, da? Astea vin și pleacă. Da, dacă stăm în fața televizorului noaptea de Revelion, o dăm în depresie, bă, băiatule. Și aia nu pleacă ușor. Deci ce alegi? Să rămână șițele, au ce s-a îngrășat, bă. Dalia, tu nu trebuia să fii acasă în pat? Nu pot să stau acasă. Îmi vine să mă urc pe pereți de plictiseală. Aha! Vedeți, mă? Exact așa o să facem și noi noaptea de Revelion. Da, cu rucsacul ăla ce faci? Te duci să te internezi? Nu! L-am luat așa, cu mine, you know, just in case. În cazul în care mi se rupe apa și trebuie să fug la spital. Păi și poți să fugi așa cu apa târâși după tine? Nu mai poți. Eu am venit aici pentru că mi-a șoptit o păsărică că voi vreți să organizați petrecere de Revelion, așa este? Păsărică, îi vorbește. Și trebuie să fiu pe fază, că fondul de protocol este răspunderea mea.
Da, am înțeles. Păsărica aia care i-a șoptit e pupăsă. A trimis-o să se asigure că nu cheltuim nimic, chitra. Eu chiar vreau petrecere, ca să mă duc la naștere bine dispusă. Să iasă bebele cu vibe bun. Ți-a apă că nu o să iasă niciun vibe, că nu se ține petrecere de revelion, că așa a zis chitra, că e austeritate, care de plătit datorii externe, că et caetera, et caetera. Și în plus de toate, nici n-am găsit vreo idee extraordinară care să-l facă să răzgândi. Pe copiii de la Next Gen i-ați întrebat? Că ea sunt isteți. Poate vin cu vreo idee. Mai ales că ea sigur își doresc petrecere de revelion. Da. Corect! Mă duc eu să vorbesc cu ei, că eu știu limba, mă și pricep la... Ia! Ce faci, mă? Tu nu dansezi? Nu. Eu nu știu să dansez. Stai jos. Mă rog, bagă. E frumos. Nu, dansează! Da. Bagă un idiom ceva, hai. Ridică-te, mișcă. Hai. Dar nu știu să... Hai! Păi, ești nebun? Ăsta zicea că nu știe să danseze, dar el e prof. Ia, stai un pic, arată-ne și nouă pași. Ce are ăsta, mă? S-a scrânt... Ce, mă, ți-ai scrântit urina? Stai aia cu jos, ce-am făcut reacții adversă la vaccin sau ce-am făcut, că nu înțeleg. E fază incipientă, că încă n-am învățat dansul. E un dans modern, profu. Se numește EDM. Serios? La cât de spasmotic e, am crezut că are un AVC. Erunat, că la AVC nu ai spasme, ești legumă. Bine, și pentru ce pregătiți voi EDM-ul ăsta, bă? Sau mergeți la vreun concurs de dans și nu știu eu? Nu, domn profesor, ne pregătim pentru petrecerea de revelion, că vrem să fim bine și pe coreografie. Bravo, excepțional, mă bucur, mă, frumos lucru, făcut bine, făcut și profesionist. Da, din păcate, nu o să fie nicio petrecere în seara de revelion. Cum auziți? Că așa a venit ordin de la Comandantul Suprem, de la Pupăză. Căci că e austeritate, că e criză, că distanțare socială, că măși, că aia și că nu. Dar dacă venea Madame Trump, feblețea lui în România, mamă, ce petrecere făcea! Doar așa să o cucerească! Uita de tot, austeritate, criză... Asta e, sunteți genial, mă, bravo, bă, să vede că sunteți crescuți la școala mea. Ce idee, mă, așa zici și Madame Delia, mă, că ziceți de excepțional, așa e, dă să te fug, bravo. Spir, dați-mi spir! Gata! Și cu tăpule cu viteza asta, te-a fugărit vreun măcelar să te tranceze pe calități? Rezolva problema cu petrecerea de revelion. Știu cum faci eu. Îi zice lui Pupăză că vine Melanie în România. Și atunci el, ca să spargă în figură, să dea o mega petrecere, că știți ce fițoase când e vorba de femei, să o impresioneze pe aia, știi? Și așa l-am păcălit, mă. Ce idee de rap. Da, și mă, că asta e idee foarte bună, foarte bună. Serios, e genială. Ca și copiii care mi-a dat ideea, că e crescut de mine la școala lui Bărlanu. Da, ia stați așa. Păi și ce facem, mă, când constată că l-am mințit? Găsim altă minciună. Îi zicem că s-a răzgândit pentru că a aflat că o să fie și Mârlanul la petrecere și ei e teamă să nu o pipăie iar. Ce să păitești din ei la cap? Ăsta pipăi tu și tot mă băgați pe mine la înainte. Taci pipăi că te găsește, dragi. Termino! Melanie nu știa asta, istețule. Bine, atunci dacă vine, chiar o să o pipăi, mă. Că i-a și zis lui Pupăză că o să pipăi numai ca să-i facă ciudă. Că și el m-a trimis la Anca de m-a strâns de smochii, ne-a pus mă castreze. Noroc că nu vine Melanie. Toci, că dacă te aude Pupăză, ne strici și ultima speranță de petrecere. Ce petrecere? De revelion. De petrecere de revelion? Da. Cum v-ați acomodat în noul bootcamp? Hă? Vă place? Hai că aveți toate condițiile! Da. Păi da, nu păreți foarte convinși. E ceva în neregulă? Nu aveți spațiu suficient sau care-i treaba? Ba da, de
degeaba avem spațiu dacă nu putem să facem nimic în el. Adică ce nu puteți să faceți în el? O petrecere, de exemplu. Și nu orice petrecere, revelionul, deci super justificată. Bravo, mă, bravo, îmi place, m-ați luat așa, pe după cireș, parșivește. E bine, e bine că începe să se dezvolte spiritul de politician în voi. Bravo, mă, sunteți pe drumul cel bun, așa. Păi, dacă tot suntem pe drumul cel bun, nu vreți să ne premiați? Adică am muncit din greu tot anul ăsta. Ok, o să vă premiez. Yes! Da, după sărbători. Păi, oricum trebuie să așteptăm să se dea liber la festivități. Că trebuie să vă invitați și voi, familiile, nu? Să se laude cu voi. Vrem petrecere de revelion! Asta nu se poate, că e austeritate. Uite că fac și versuri. Dar dacă ar veni Madame Melanie, mamă, mamă, ce petrecere ați face? Eu uite ce... Președinte. Da. Domn președinte. Ce faci, mă? Mă trezești? Că oricum dormeam. Ia, stai tu jos. Gata cu petrecerea, că nu facem nicio petrecere. Dacă e austeritate și criză sanitară, e pentru toată lumea. Să fie clar. Ce? Lasă. Șeful. Brad Pitt și Angelina au venit în România. Fac un film aici. Da. Așa și? Și n-ar fi rău să organizăm un cocktail la care să invităm. Da, de preferat de revelion. Și așa mai vede și toată lumea. Ce ospitalieră este administrația pupăză. Lasă-i să meargă ei la revelion organizat de producător. Că ăla sigur are bani să facă petreceri de lux. Că doar este buget de Hollywood. Ca lumea, nu ca noi, cu austeritate, că asta e. Dalia, că vreau să te întreb. Dar tu de ce nu ești dragă acasă să te odihnești? Păi am putut să stau acasă? N-am putut, că vine Melanie de revelion în România. Serios? Da! Știi ce? Lasă vrăjeala, că eu nu mai pun vot. Șefu, vi se pare că în starea în care sunt, cu bagajul de naștere la ușă, îmi arde de glume? Vine Melanie, că e prietenă cu Angelina Jolie, că de frumoasele se anturează. Da, și eu le-am văzut, da. Și vine să facă revelionul în România. Că bănuiesc că ați aflat că Brad și Angelina vor să filmeze un film în România. Da, am aflat. Hai că mi-a venit o idee. Gata, vă spun eu cum facem. Nu o să putem să lăsăm Dita Mai Vedetele să facă revelionul pe platourile de filmare. O să-i chemăm să facă revelionul la palat. Adică... avem petrecere de revelion? Și bineînțeles, era normal. Da. Una mică. Trebuie să am motive să mă bucur. Acum ce motive să am? Eu mă ocup de invitații VIP. Avem așa ceva? Normal. Dar nu vă spun. E vedetă internațională. Să mor tu. Deci, DJ sau trupă live? DJ, că am vorbit deja cu Hara. Păi și eu am vorbit cu trupa. Super! O să fie amândouă. Cum se numește trupa? Pyroblast. Vin Pyroblast aici să cânte de revelion? Nu pot să cred, e genial! Și am vrea să organizăm revelionul aici. Oh. Da, pentru că avem oaspeți de calibru internațional. Oh, oh. Da, și trebuie să le oferim o ambianță deosebită. Ia, absolut, absolut. Păi normal, noroc cu tovarășul, că altfel n-ați avut unde să-i duceți. Ar trebui să-i mulțumiți din culcare în sculare și invers. Și nu numai pentru minunăția asta de palat, ci pentru tot ce aveți. Că dacă n-ar fi făcut el aeroportul Otopen, nu mai pupați invitații de calibru internațional. Nu vedeți?
Nenorociții ăștia se căcie de 30 de ani să construiască un amărât de aeroport la Brașov și da, da, ce să mai vorbim, că ne enervăm degeaba. Da, apropo, cine sunt oaspeții? Brad Pitt și Angelina Jolie. Vedete arogante. Și o să vină și Trump cu soția. Hai că de asta trebuie să vă placă, pentru că e prieten cu Putin, care e comunist. Putin nu e comunist. Putin e un capitalist fără scrupule. Deci, până la urmă, ne lăsați și ne ajutați să organizăm revelionul aici, la dumneavoastră? Nu e aici, la mine. Este aici, la tovarășul comandant suprem. Da. Și da, vă ajut. Vă las să faceți revelionul, dar cu o condiție. Ce condiție? Să aduceți numai muzică din vechea gardă, soliști care erau pe placul tovarășului și al tovarășei. În grădina casei mele e copacul. Și dacă mai trăiesc toți ăștia... Iară. Mă, stai, mă, stai, stai! Asta! Dar dacă nu pot să mă abțiu, mă, la petreceri, ce ne facem? Că mă nebunești de cap cu buzile astea, cu... Trebuie să te abții, Larie. Trebuie să te abții. Ai înțeles? Păi tu ce vrei, să devenim ținta mârlănilor lui Mârlanu? Nici într-un caz, pe Mârlanu băgăla și măsa. Păi dacă nu ți-l calmez eu cu Basilica, uite, nu, aici ai da un strungăreață, ca la porțile de fier îi fac dinții. Lasă-l pe Basilica în rezervă și ai răbdare, da? Am. Până nu devine relația noastră serioasă, nu dulcegării, nu tandrețuri, nu nimic, da? Ordin pe unitate. S-a înțeles? Păiți, am înțeles. Aici. Să mă abțiu. Dacu. Am găsit. Da? Asta cum ți se pare? Hai, mă, Varvaru, mă, de câte ori să-ți repet? Nu trebuie să apari în fundul gol să cucerești pe cineva. Nu mai gândi ca o... Ești Ghita mai un politic. Și politica ce e? Nu e o... Mai față că nu pot să apar iar în rochii din alea de călugăriță, că nimeni nu o să se uite la mine. Și dacă nu-l combin în seara asta, nu o să mai combin niciodată. Asta e seara cea mare. O simt. Dar ce-ți dă senzația? Fii atentă. Dezamăgit de țeapa cu Melanie. Ce o să facă? O să-și nici amarul un tin. Ai mai zis așa și... Nu în ce spui tu direct. Prima dată în pahar. Că o să trebuiască să se cinstească cu Brad și cu Angelina. Și stârnit de frumusețea femeii, o să-i se facă poftă de un film de acțiune. Și brusc apar eu soluția salvatoare. Ok, ce să zic, succes. Mai eu o să fiu singur. Dar cum să fii singură? Fata, ești tânără, îți găsești tu pe cineva, ești și frumoasă. Mersi. Ne mai cereai. Fii atentă că tu o să te ocupi de lista de artiști, de cântăreți. Eu? Dar de ce eu? Păi cine-i vrea? Doar nu Dalia, că îi se rupe apa dacă se agită. Mârlanu e contraindicat, că cine știe ce manele își cheamă. Chioretă-i prea țăran, îți dai seama că vine la cu un taraf și nu se face. Clar. Astfel e prea tânără, îți dai seama că ne aduce ceva gen Antol, cu tigăi pognite, cu Dalia, nu. Da. Păi și atunci ce muzică vrei, ce gen? Vrei trupă, formație, DJ? Da, fără DJ. Că iară o să vină Hara și nu vreau să creadă Melanie că sunt vreun pervers obsedat. Fără chestiuni din astea erotice, ostentativă. Eu vreau o muzică serioasă, chiar elevată, ca să impresionăm oaspeții. Am înțeles. Da, nu putem să aducem filarmonica, pentru că atunci nu o să mai fie revelion, o să fie festivalul Enescu. Dar n-am zis, dragă, că vreau filarmonică. Deși o vioară n-ar strica, pentru că merge cu tangoul. Tangoul care este dansul pasiunii. Melanie, mi amor. Mi amor. Mi amor, stai că cine era, mă, cu... gata, știu.
Esteban! Esteban! Da, 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 că ăla era menestrel. Ia legătura cu el, hai! Revinos, pupăză, domn președinte. Păi ăla e pușcăriaș, ăla nu e artist. Ăla strângânea și el o vioară. Da, vezi că mai nu are trupă și cântă și cu vocea. Ține și spectacole, da, e bun. E, da. Și tu de unde știi? Îl urmăresc pe Insta. Că-mi place. Îți place, ai? Ce face? Deci gata. Ai artistul. Mai găsești câteva vedete și gata programul. Ne, nu e așa de simplu. Mai întâi faci tu o listă cu ce artiști vrei, da? Și o vizezi la Dalia, că ea e șefa la bani. Și după aia mă ocup. Că eu n-am chef să stau de vorbă cu toți îngânfații ăștia din muzică și după aia să vină Dalia să-mi dea cu lista peste nas, că sunt prea scumpi. Știi ce zic? Da, mă rog. Hai, lasă că tu ocupă-te, că vedem noi cum o facem, da? Hai. Mă ocup, sigur. Auzi la el, Esteban. Niciodată. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, președintele României, Pupăză G. Grigoraș. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Păstrați-vă pentru oaspeți internaționali. Ce oaspeți? Avem așa ceva? Așa sperăm. Dragi colegi, dragi invitați, dragi români, ne aflăm la finalul unui an extrem de dificil, în care viața noastră a fost dată peste cap de această pandemie criminală care a făcut mii și mii de victime, cu largul concurs al ignoranței și, de ce să nu o spunem pe șleau, a inconștienței noastre. Faptul că mulți dintre noi s-au crezut mai deștepți decât medicii ne-a costat. Ne-a costat vieți, bani, libertate. Și ca și cum criza sanitară nu ar fi fost suficientă pentru greutățile țării, a mai venit și una politică. Guvernanții noștri, inconștienți, s-au gândit să ne lase fără executiv în prag de iarnă, când facturile la curent, gaz și alte utilități vor secătui buzunarele românilor. De ce au făcut asta? Nu cred că trebuie să vă spun eu, pentru că știți foarte bine. Ce-o? Lanul. Însă, după cum la fel de bine știți, i-am trimis pe toți acasă și am preluat frâiele țării împreună cu stafful meu. Vrem un suflu nou, vrem politicieni responsabili, competenți și mai ales patrioți. Politicieni care să fie în slujba dumneavoastră, nu a banului. Și acești politicieni vor veni. Aceasta este promisiunea mea pentru noul an. Eu și echipa mea ne ocupăm personal de formarea unui guvern nou, format din profesioniști tineri, școliți, care să facă cinste imaginii României în lume. Dragi români, fiți alături de noi în noul an și împreună vom reuși. Vom reuși să readucem zâmbetele pe fața românilor. Vă doresc multă sănătate și un an nou fericit. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și acum, să înceapă petrecerea, dragi români. Bravo! Doriți să cântați ceva? Du-te! Să doriți! Melanie, când ajunge? E pe vine! Hey, hai să înceapă petrecerea! Ești prea ciudată să te uit, ești prea drăguță să te sun, și chiar îmi place tot ce-mi spui, dar ești prea frumoasă să te ascult. Eu sunt prea penibil să te am, am replici proaste de agățat, și sincer
sincer vreau să știi ceva, da. Nu vreau să fii iubita mea. Vreau să-mi luți gârii pe spate și să ne îmbătăm la noapte. Ți-am scris o melodie, fiindcă fostul tău nu poate. Să ne ținem de mână, dar să nu fim împreună. Nu e panică cu fosta, nu i-a mai răspuns de o lună. Vreau să-mi luți gârii pe spate și să ne îmbătăm la noapte. Ți-am scris o melodie, fiindcă fostul tău nu poate. Să ne ținem de mână, dar să nu fim împreună. Nu e panică cu fosta, nu i-a mai răspuns de o lună. Știu că ai un frate supărat. Să știi că nu știu să mă bat. Și poate parcă am obsedat, dar îți scriu că iar m-am îmbătat. Ascuns felinarele când strălucești, iar e întuneric în București. Complimente mamei, ce frumoasă ești. Tu ești albă ca zăpada din povestea. Te-ai îmbrăcat în Prada. Să faci parada modei. Să mă dai pe mine gata. Să ne ținem de mână, dar să nu fim împreună. Nu e panică cu fosta, nu i-a mai răspuns de o lună. Mulțumim! Mulțumim! Chiar nu ne așteptam să fie o atmosferă așa incendiară aici. Care incendiară? Că avea acum începe incendiu! Mai zi o dată, de sus în tu. Jos, da? Da. Bă, dacă e invers, e rău. Da. Hai, convolți-o. Și iarba asta. De ce? Cum să mănânc așa ceva? E scârbos. Da, nu. Ce să spun? A trecut deja o oră. Când vine? Vine? Sigur că vine. Dar stă după Angelina Jolie să se aranjeze. Că trebuie să fie bombă, doar vin la președintele României. Chiorete, Chiorete, invit-o pe Anca la dans. Lasă-mă, dragă, îmi faci ceaptă. Mă, tu o să mor singur. Aici ce grijă ai tu. Dansați? Eu nu. A, poate Daria. Nu încă, după sarmale. Sper că avem sarmale, da? Sigur, după biftie. Garson? Aveți și piftie? Da? După cantavoși. Ce vrei, bă, Matiescule? Ce-ai venit, măi, seara, da, nouă ajun, mă? Ce vrei, mă, la ce-ai venit, mă, iar la târnat, la ce? Bă, Bărlane, îmi pare rău, dar trebuie să te amendez. Pe mine? Da, pe tine. Am primit o reclamație de la vecini referitoare la muzică. Păi ce are, bă, muzica? Am dat-o încet, bă, nu-i dată tare. E încet, copiii, are copii telefonul ăsta, picioarele înfășurate, ca să nu zgârie parchetul, să nu facă zgomo, ce are? Nu e vorba de volum, e vorba de gen. Păi ce, bă, muzica are gen, că ce ăștia e next gen, de-aia ascultă muzică modernă. Numai adică e proastă, muzica e proastă și ea nu suportă, ăștia sunt niște erudiți vecinii noștri. Să zice muzică bună, ascultă, stai să vă pun să zice, ascultă ea, asta de-a. Muzică. Astupați-vă urechile, astupați că nu vreau să tâmpiți. Oprește-vă mizeria aia cu ce aia muzică. Da, mă, asta ascultă ei, mă, vecinii ăștia nu știu. Care vecini, mă? Că nu, eu nu știu ce vecini avem noi aici. Bă, Mărlane, tu n-ai văzut parcarea aia că s-a umplut de cai? Am văzut, e plină de cai. Și lângă cai ai văzut un cort. Un cort? E vreo 18 corturi. E. Și lângă corturile alea unul gras care lucrează la cazane? Da, l-am văzut. Am văzut, uite ăia ascultă muzica asta și enervează muzica voastră. Mărlane, am și o rugăminte la tine. Ce? Bă, mă lași și pe mine să fac revelionul la voi. Termină-te, bă, cu Stella. Păi ce, acei tinerete ăștia le place, strângă în brațe și îi dansează, să pupă. Păi dacă stă gară în față cu noi, crezi că să mai pupă săraci, să facă și o revelion ca lumea?
Mă urla, mi-e frică. Lasă-mă, stai niște că nu te bag. Nu mă te atenționez. Nu, de tine mi-e frică. Mi-e frică de ăștia, de vecini. Că au început să scoată săbii. Au început să scoată cuțite, machete, topoare. Și se uită, uite așa, țintă la mine. Uite așa, exact ca ea. Exact ca ea se uită. Bă, trâmpitule, nu-ți mai fie frică, mă, că i-am cunoscut și a treptat cu vreo 3 zile pe acolo. E oameni buni, mă. Are un singur defect, le place să joace cărți. Și nu joacă decât șeptică. Celălalt știi la șeptică să taie cu șeptarul. Și e ofticoși așa când joacă. Și am văzut când termină șeptarii, scoate săbii, tai sabia cu maceta, cu satârul, cu toporul, cu ce zici tu. Atâta, bă. Mă primești? Nu te privesc, bă, tu te da aceea! Dă-mă măcar ceva de băut, că mi-e frică să mai prind curaj! Ia uite, mă, Crenguța, du-te adu sticlă aia, dă-ți că vezi că-i... Intri la closet că-i sub veceu, băgate-i pitita una acolo. De zile negre. Ai văzut cum se uita Crenguța la mine? Țintă, cred că mă place. Bă, tâmpitru, bă, tu știi Crenguța, mă? Cine? E mama lui președintele, mă, vrei să intri în belele? Uite, iată aceea, țuică de prună medaliată, bă, ediție specială, ca aia știi că e galbină. Da. Asta e ediție specială pentru tine. Ia uite, albăstruie așa. Da. Moțuri de bască și pufaică. Exact, și flecuri, că da, e medaliată. Da. Hai, du-te să te mai prind pe aici. Hai, la mulți ani, să fii sănătoși, un an nou bun, nu vă mai deranjez până la anul, să stați gândiți. Bă, să nu vin pe 12, știi că te crăp, hai, dă-i drumul, du-te la cărți. Hai, ura! Ura! Du-te, du-te și oprește-te la magazin, bă, cumpără două pachete de cărți, doi, să ai șeptari mulți în buzunar, că altfel te tai ăia. Hai, mă, la petrecere. Crenguța e mama președintelui? Profu? Pleacă, pleacă, Matiescule, că te crăp ce ți-a zis! Cocoș! E gol! E cald rău, ce să mai fie de asta! Pune, pune, că nu pui de la tine! Ajunge, mersi! Noroc, noroc! Doamnelor și domnilor, avem o surpriză de proporții. Direct din Statele Unite ne onorează cu prezența... Ne onorează cu prezența neînfricata Lara Croft, magica Maleficent, criminala Mrs. Smith. Să o primim așadar cu aplauze pe Angelina Jolie. Ce faci, dragă? Nu a venit împreună? Ai spus că vine împreună cu Melanie. Unde e Melanie? Cum să vină împreună? Trebuie să-și facă intrarea separat. Că doar a fost soția celui mai puternic om din lume. Prin asociativitate este cea mai puternică femeie din lume. Merită să o aibă în deschidere pe Angelina Jolie. Da. Atunci mă duc să iau un autograf, că îți dai seama cât o să valoreze peste ceva timp. Dar, dragă, liniștită, că e pentru caritate. Îl vând și donez bani. Da. Miss Jolie, just a moment. Additional rules in our country. Okay. Miss Jolie, I am... I know who you are, Mr. President. But where is Melanie? Melanie? Yeah. Which Melanie? Melanie Trump, your friend. Ah, Melanie. Yeah. She flies to Moscow. She's spending the New Year's Eve to Kremlin with Putin. With Putin? Nu e de la mine, șeful, de la alții, dar nu... Understand. Excuse me. Autograf? Later. Cafea? Trăși, mă. Eu sunt madame. Și că Melanie e la Kremlin. E vrăjeală, șeful. S-au înțeles ca să vă facă o surpriză. Să vă bucurați cu adevărat când apare. Până la sarmale, sigur vine. Să ne bucurăm cu toții. Da? Sit. Thank you. Da. O țuică? Luați, că o să avem și sarmale.
traditional sarmalation for... Vorbeam de piesa asta pe care ai pus. Poți să pun și eu? Ce ai zis? Dacă pot să spun și eu o piesă, cândva, când dai timp, că eu vreau să zic că eu prind repede la platane, la... să umplu cu platanele. Nu cred că avem timp de asta acum. Trage și tu cu ochiul. Da, asta fac. Da, poți să vii la mine la anul și te învăț. Vreau! Ce să mă înveți? Cum să visezi? Ah, da, cum să, da. Da, știam eu că ești profesoară și la asta, da? Permiteți, ca să acapară tot definitiv. Stai, mă, locul, eu ce crezi că-ți spus aici? Eu sunt gatibar să protejez de toți ăștia care atârnă pe aceea. Dar stați un pic, că vreau și eu să vorbesc ceva cu ea. Băi! Femeia e tipul serviciului, la lucru, profesionist adevărată, n-are timp să stea la pălăvrăgeală cu toți determinații. Bă, fiți profesioniste, mama dracu, că v-am învățat. Bă, dacă vrei să vorbești cu ea, vii la anul și la mulți ani. Următorul moment artistic va fi susținut de ministrul de interne. Aplauze pentru Chiorete Ilarie! Asta e pentru tine, seara. Mă zăpăcești tot. Tot aici ești, mă pleacă dreptul. Dragi invitați, următoarea melodie este pentru fanii Nostalgia, adică pentru cei născuți înainte de 89! Asta e dedicație pentru tine, Neanicule. Sărută marea la mama ea și spune că mi-e dor de ea. Sărutăm. Ce, șeful, n-am luat eu? Fără mare, Chiorete. Că mare înseamnă număr mare de cazuri în toamnă, adică de-abia am ieșit din zona roșie. Cântă și tu ceva care să respecte distanțarea. Aveți dreptate, șef. Cadă fiecare-și dată. Ia mai toarnu-n păhărel, hei, hei, să ne veselim nițel, hey, hey. Sus paharul fiecare și să strângem pora mare. Hei, hei, hei. Ce mai ești? Păi tot cu mare, ce ți-am zis eu, mă? Dar nu e cu mare, nu e cu litoral, e cu bucurie, e cu horă, e cu... Păi da, dar nu e distanțare, adică horă mare, să-și sufle în gură unul altuia cu zecile, în schimbă. Cum ordonați? Nu ne mai trageți pe dreapta, nu ne mai trageți pe dreapta, nu ne mai trageți pe dreapta, nu ne mai trageți pe dreapta. Stop! Ce mai ești? Care dreapta, Chiorete? Tu nu vezi că acum e totul confuz, nu mai știi care-i dreapta, care-i stânga, că toți și-au dat mâna așa, sunt toți o... Aveți dreptate, dar eu nu făceam referință la politică. Eu ziceam din partea șoferilor care se roagă de poliție să nu-i mai tragă pe dreapta. Șochiorete, tocmai tu, Dita, mai ministru de interne, instigi la proteste față de filtrele poliției, mă? Păi cum o să mai controlați pe șofer, mă, la certificatele verzi, dacă nu-i tragi pe dreapta? Sunt bătut în cap, șef, aveți dreptate. Nu m-am gândit. Azi că e veselie, că... Ce să... Gata, știu. Trecea fanfara militară. Că asta e melodie oștășească și armata cu siguranță respectă în totalitate normele sanitare și de distanțare și tămoași să apăgeasă și cum ordonați neastră. Trăiți! Hai! Eram copil în primii ani de școală, dar mi-a rămas în minte întipărit un obicei din urbea mea natală, de toată lumea foarte îndrăgit. Pe înserat, în zi de sărbătoare,
ne adunam copii de vârsta mea și ne duceam cu toți în strada mare să fim aproape, să putem vedea. Trecea fanfara militară în frunte cu-n tambur major, tras prin inel cu mustăcioară și bustugan strălucitor. Zici coro câte o domnișoară privea cu-n zâmbet visător, trecând fanfara militară în frunte cu-n tambur major. Am pornit pe drumurile vieții, orașul meu cu parcuri și castani, orașul meu din vremea tinereții, nu l-am văzut atâția ani și ani. Dar peste tot, în drumurile mele, când o trompetă auzeam sunând, îmi aminteam de serile cu stele, de strada mare și atunci în gând. Trecea fanfara militară în frunte cu-n tambur major, tras prin inel cu mustăcioară și buzdugan strălucitor. Ici colo câte o domnișoară privea cu-n zâmbet visător, trecând fanfara militară în frunte cu-n tambur major. Și nu de mult, după atâta vreme, mi-am revăzut orașul meu natal. Deși schimbat în armonii moderne, tot mai păstrează un is patriarhal. Și într-o zi, în zi de sărbătoare, privind pe voltă stelele cu mar, am tresărit și plin de încântare, am alergat spre noul bulevard. Strălucirea stelelor trecea fanfara militară cu tot alaiul ei sonor. Trecea fanfara militară cu tot alaiul ei sonor. Da. Vreau să faceți gălăgie, mă! Pentru invitatul surpriză al serii. Pentru invitatul de seara asta! Selena Gomez! Elena din Gorgești!
Dar ce face dragă de nu apare anul ăsta? Că mai e un pic să facem miezul nopții. Ia zi. Nu apare pentru că așteaptă să intre cu Brad Pitt. Pentru că ea e o mare doamnă, trebuie introdusă de o vedetă. Bă, voi ați înnebunit? Cine a făcut mă regia asta? Cum să-i introducă Brad ăsta? Să-i introducă Brad Pitt. Păi ăla e macho pe mă, ăla e singur de când s-a despărțit de asta. Traditional chiflă. Păi vă dați seama, dacă lui ăla-i vine să se cupleze cu Melanie, să-mi spuneți imediat cine a fost cu ideea asta tâmpită pentru că-l omor și după aia îl dau afară. Nimeni, șeful, nimeni. Era așa doar o supoziție. Doamnelor și domnilor, surprizele se țin lanț. Iar următoarea este chiar pentru excelența sa, președintele României. Domnul președinte, vă rog, veniți. Sigur. Vezi, vezi, că ai citat degeaba, bine. Zi să intre. Dispar că trebuie să apară Melanie, du-te! Acotez. Nu înțelegi? Sau te-ai transformat în un aripa de aia care nu înțelege? Traditional fly tarot ăsta. Mi se pare aici că trebuie să... Da, Chiorete! Eu păstăr de aici, că tu te pricep la păstăre. Du! S-a dat liber la fazan? Da. Gata, hai, introdu-mă. Și acum vă rog să-l primim cu aplauze pe următorul invitat american. După o călătorie de 7 ani în Tibet, în sfârșit ajunge și în România marele Brad Pitt. Thank you so much. Oh, it's so sweet. There you go. Thank you. Oh, Mr. Hollywood! Hello, Mr. President. Hello! What a nice place you have here. Really cool. Yes, it's special for house of guests of traditional. Oh no! It's Angelina there. It's so lame. I come here after spending 7 years in Tibet for this. Here Angelina, traditional Angelina. In our country, because. Noroc. It's that a problem with No, I'm just kidding. I'm okay with her. Yeah. Hey, Angie. I was just messing with you. Now let's get the party started. Yeah. Where's the booze? Come on. The booze. Pasha. Traditional booze. No, I mean like suica or bere or. Suica. After you. Yeah, okay. Please, Emma, ridicate. Welcome. Nice to find you. Me too. Yes, sit down. Yeah. Să ai grijă de Brad Pitt ca și cum ar fi ochii din capul tău. Ce? Și trebuie neapărat să te cuplezi cu el. Este un ordin. Poftim? Pentru că tu ești singură și deprimată, de-aia, și ca să nu se cupleze cu Mela, de-aia. Nu, e deprimată. Welcome. You have a scama. Yeah, it's Hollywood scama. Traditional Hollywood. Yeah, lucky scama.
cam chiar de prima dată, eu nu mă combin cu un alt macho man, să fie clar. Uite-te și tu cum se uită muierile astea la el. Eu să nu are scăpare. Da, da. De ce crezi că a divorțat asta de el? Da. Barbaro. Treci, tu n-ai principii, vină cu ea. N-am, dar eu vă sunt fidelă. Hai, lasă, dragă, acum te-a găsit. Dar cuplați-vă una cu el, poți să cadă pe mine. Ce vreți, mă cuplez eu? Deci e clar, trebuie să te cuplezi cu el. Hai, nu, nu se pot. Trebuie. Nu, gata, șefu, gata. Gata, ajunge. Nu vine nicio Melanie. A fost o minciună. Aia e. Noi v-am mințit ca să organizați revelionul ăsta pentru noi. Nu vin. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ce vrem? Nu, n-am mai putut să țin. Îi găituiam deja de 7 ore. Alergam ca un intrus după ei. Deja eram împușcat în tibie, în burtă și în cap și continuam să alerg. Rămâna, la mătră! Bă, dumneavoastră vă cunosc? Drumul Găzarului cu șoseaua Giurgiului. Ați fost în fața mea la minimarket, ați luat mici și cărnați randafir. Cu Atul și eu am fost prieteni. 2 zile am fost prieteni. Am băut în continuu. Să trăiască, dămărească! Ura! Doamneșoară, sunteți superbă! Superbă, mi-am amintit de una din invitele mele, din cele 1437 de invite pe care le-am avut. Era lui dumneavoastră! Brunetă, ochi albaștri, ce nenunci! Că e niște lame? De ce? Să iei după burtă. Tot ce-l dau decât pastile. Pastile, uite, pastile am. Mamă, pastile. Nu cred că ai pastile, nu cred. Vreau și una. Nu stau o ție, că ți-e genul meu, n-ai păr lung, n-ai asta. Hai, dă-te! Dar totuși... Was everything okay? Yeah, everything was great, thank you. Do you like sarmale? Yeah, it was amazing. Perfect. We have tort and then we have Mitch. I love Mitch. You love Mitch? Yeah. Which Mitch? Every kind of Mitch, yeah. Ah, nice. Și ce ai pregătit, Madame, pentru programul artistic? Că la cum ai orchestra minciuna cu Melania, trebuie să fii vioara întâi. Sau, mă rog, măcar a doua, după Esteban. Prestez cu el? Nu prestez nimic, că nu vreau să agit bebele, v-am mai spus. Următorul moment artistic le este dedicat invitaților noștri din America. Muzică folclorică cu ministrul agriculturii, același Chiorete Ilarie. Bravo, mă, simpaticule! Bravo! Dacă-i dreptule! For you, my darling! For everybody! Let's fora! Dacă mai duci-o până la toamnă, leliță Ioană, hei, dacă mai duci-o până la toamnă, leliță Ioană, să mă duc din cramă în cramă, leliță Ioană, să beau vin, să mânc pastramă, leliță Ioană, să mă duc din cramă în cramă, leliță Ioană, să beau vin, să mânc pastramă, leliță Ioană. Să mă duc în deal la vie, leliță Ioană, și să mă duc în deal la vie, leliță Ioană, să beau vin de razachie, leliță Ioană, să beau vin de razachie, leliță Ioană, să mănânc pește sărat, poate îi se rupe apa și facem revelionul la maternitate. Se rupe. Dacă nu vine Melanie, pot să fac revelionul oriunde, să știi. Hai, domn președinte, nu mai... Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, bomba serii, please welcome the first lady of the United States of America, Miss Melanie Trump. Hello, Mr. President. Stay
Mitch, stai în două, stai în două. Stai în două, îți face surpriză. Ei, gura mare, gura mare. Ține-mă. Salut! Sunt eu, Pitoc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea! Alo! Alo! Sunt eu, Picasso, ți-am dat de bir și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cere nimic. Vrei să pleci, dar mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar nu mă iei chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi. Ce zic? Zici și tu că te bucuri în engleză. I'm very glad... Glad că nu e material de construcție. Vedeți-vă de treaba voastră. Sorry, small organizatoric problem. It's okay. Ce-am? I'm very glad to respond my invitation. Which invitation? Invitationul by my side, by my ăsta, staff, for you. No, there was no invitation. Really? Păi atunci, what do you come... Cum de-ai știut? Uf, bad luck. Or, good luck. Good luck, yeah. I was traveling with my husband to Moscow, but the weather forced us to stop here in Bucharest. And we will stay a few hours till the storm passes. Good luck. Ah! And you home alone? Care parte, prima sau a doua? You come alone? Yes, I come alone here because my husband prefers to sleep on the plane. Yeah, good luck. Very interesting, very... Yeah. You know, he's old. I know, that I... Welcome in the middle of the young people and let me show you... Samba! Samba! Wow. Yeah, original samba from Tito, tradition. Are you okay? Any problem? Toată lumea să fie pregătită, începem numărătoarea inversă. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10! Bine, bă! Mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani!
Ia la parte. Dragi prieteni și domnule președinte, e timpul să dăm drumul la atmosferă incendiară! Vreau să vedem cu toții că în România există și Brad Pitt și Angelina Jolie români, niște constanțeni de-al mei, Valentin și Codruța Sanfira! Președinte! Mulțumim frumos pentru introducerea asta frumoasă, că a zis că suntem constanțeni, dar suntem... Suntem constanțeni. O, și la mulți ani, 2022! Vreau să cânt și să petrec, la 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 la, mai ușor din viață trec. De ce să stau supărat, la 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 la, că am sufletul curat. Vreau să cânt și să petrec, la 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 la, mai ușor din viață trec. De ce să stau supărat, la 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 la, că am sufletul curat. Zică lumea, zică multe, eu petrec și râd prin curte. Poate să spună că-s nebun, viața-mi o trăiesc acum. Zică lumea, zică multe, eu petrec și râd prin curte. Poate să spună că-s nebun, viața-mi o trăiesc acum. La la la. Acu ești Marie dragă. Foarte fata popii în mijlocul gorii, lângă lunea cocade să-nchină popa. Joacă fata popii în mijlocul gorii, lângă lunea cocade să-nchină popa. Dar și popa se îndeasă, la 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 la, lângă o mătușe grasă, la 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 la, cu ea în horă să joace, la 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 la, și lui popa joc îi place, la 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 la. Dar și popa se îndeasă, la 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 la, lângă o mătușe grasă, la 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 la, cu ea în horă să joace, la 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 la, și lui popa joc îi place, la 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 la. Să-i dea lui Neca mardare, popa la el sare. Fata popii vrea guriță să-i dea lui Neca mardare, popa la el sare. Dar și popa se îndeasă, la 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 la, lângă o mătușe grasă, la 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 la, cu ea în horă să joace, la 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 la, și lui popa joc îi place, la 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 la. Dar și popa se îndeasă, la 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 la, lângă o mătușe grasă, la 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 la, cu ea în horă să joace, la 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 la, și lui popa joc îi place, la 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 la.
Cum ți-a părut? Da, unde să faci unghiile? Unghiile? Din la funcție iubita mea. Ne auzim. Mulțumim frumos, mulțumim. Așa frumos a jucat Hora Românească. Să vedem cum dansați acum, mai ales că e Brad Pitt aici cu Angelina. Păi iubire. Neapărat trebuie să vedem pe ei cum dansează bine versurile piesei. Nu li se aplică lor. Dar important este să simtă muzica. Le aplicăm ce vrem, că-s la noi în țară. Exact. Asta era ideea. Ce să înțelegi la 20? Naivă eu, tu nu ești tipul. Ne îndreptăm spre nicăieri și nu ne mai permite timpul. Și dacă acum te-aș întreba ce ai de gând cu viața mea, m-ai iubi, m-ai păstra sau aș fi o altă ea? De ce visam cu perfumusețea? Tot eu plătesc și dau la schimb toată tinerețea. De ce visam cu perfumusețea? Tot eu plătesc și dau la schimb toată tinerețea. Că noi avem chimie, nu e de ajuns să rămân pentru o simplă nebunie. Și plec să-mi caut dragostea. Am toată viața înainte să câștig, să aleg ce e mai bun pentru mine. De ce vrei să-mi cumperi frumusețea? Tot eu plătesc și dau la schimb toată tinerețea. Melodie o dedic uneia dintre cele mai încântătoare făpturi din această încăpere. Emma Cucu!
care. So please set me free. Că ți-a ducat cu ea. Mi s-a rupt apa! Ce să fac? Mi s-a rupt apa! Ce e mie? Unde? Ce sună la apa? Lasă-mă! Are you ready for my emergency energetic storm? Visually. I'm very ready. My X-Men. Oh, no. G-Men, like the point. Scuzați, excelență. Ce cauzești, Chiorete? Nu aș fi deranjat nici mor dacă n-ar fi avut urgență. Emergency? No, energetic storm, vigilie. Zi-mă ce vrei. I s-a rupt apa lui Dalia. Mi se rupe mie de apa aici, să-și o coasă. Șeful, lăsați glumele, că n-avem timp. Aia chiar naște. Să fie sănătoasă. Ca să fie sănătoasă, trebuie să meargă la spital. Ca să nască, unde e un salon de nașteri. Casa asta lui Neanicu e prevăzută cu de toate. Dar salon de nașteri n-are. De-aia vă și zic, haida să... Păi hai, du-o la spital, că ai mașina, ai sirenă, ce mai aștepți? Mă lasă-l, dragă, nu mai mină nebunii de cap, să ne înțelegem. Las-o. Șeful, trebuie să merge și Matalea cu alea. Ca să dea bine, să vază lumea că aveți empatie, că vă pasă, că nu vi se fâlfâie. Fast food. Traditional food for chirip chirip pe deasupra cu de toate. Chiorete. Ordonați? Tu nu pleci de aici până nu, a? Nu-ți. Așteaptă-mă. Can you wait 2 minutes because I'm have a little storm. My assistant make a babe. Copulation. Yeah, baby. Traditional baby. Of course. I'm waiting here for you. Habar n-am ce spui, dar să stai să mă aștepți, da? Yes, darling. Okay, okay. Okay, I'm leaving right now. Of course. Where's my husband? The plane is ready, we need to go. I'm sorry. Ce uitați la mine că n-am înțeles ce a zis. To go? Yes. Oh no. Oh no. I know, bad luck. Huh? Huh? A zis ceva de pat. Asta am înțeles. But don't worry. Oh. I'll be back for you. A zis că vrea să vedeți Terminator în pat. I'll be back. Adică Terminatorul. Păpat! Nu vă place Terminatorul? Vedem alt film, șeful. Pe feleaga. Sau Duios Anastasia treci fram ursul poral. Haide. Așa-i, dă să te pup, bravo! Spir, dați-mi spir! Nu,
vorba s-a dus până la capăt. O să se întâmple și mai rău. Dacă e austeritate și criză sanitară, e pentru toată lumea. Să-ți fie clar. Ce? Lasă... Ce știu eu? Nu, în sensul că vorbeam. Băi, nu, nu, eu sunt în sensul de să mă tragi. Nu, mă, mă, lasă! Ia uite, mă, aveai dreptate, scrisesem prost. Acum am modificat, am scris corect prostule. Fii atent că mi-a venit o idee. O să... Și toți așteptăm ideea de la tine. Da. Fii atent că mi-a venit o idee. Și acțiune. Păi nu că... Cu minte... Cu minte... I'm glad... Glad, că nu e material de construcție. Vedeți-vă de treaba voastră, da? Sorry, small organizatoric problems. Ce ziceam? Că I'm great. Ai, oameni! Ce ziceam? A fost foarte bine acum. Foarte tare. Foarte. A râs femeia. A râs femeia. Păi de-aia a venit din America să se râdă cu noi aici. Hai, hai. Auzi, mă? Ce ziceam? Tu mă încerci și după aia uiți ce zici. Auzi? Uite, deci eu pot să râd aici, e bine. Happy New Year! Happy New Year, da. Da, așa, 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 așa. Păi da, ne-am dus. Măi, trebuie să facem așa un doi, da. Hai să începem, stânga amândoi, dreapta amândoi. Da. Dacă m-am să așa, te trecupam din primul. Păi da, deci, okay. Deci, păi, așa, păi, da. Amândoi în același. Da, 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 da. Eu în... Ok. Da. Hai, da. Da. Hai. Acțiune. Ok. Ok. I'm leaving right now. What's my husband? Cine e bărbăițul? Păi nu, cine e bărbăițul? Păi este cu vorbește cu bărbăițul, bre. Of course, I'm waiting here for you. Habar n-am ce spun, dar ce spun. Habar n-am ce spun. Dar tu oricum stai aici, că știu eu ce spun. Mai senzualul, da. Ok. Habar n-am ce spui, dar să stai aici să mă aștepți. Să stai aici ce mai știți. Că m-am luat așa după vorbuită tău. Hai. Să ia, ia. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.